Ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, a lăsat la o parte orice urmă de diplomație și spune tranșant realizarea spitalelor regionale de la Cluj, Iași și Craiova nu se va finaliza în acest exercițiu financiar european care se încheie în 2020. Și asta pentru că un asemenea spital costă foarte mult, iar banii avansați până acum de UE și Guvernul României de-abia ajung pentru studii și proiect tehnic. Documentația tehnică, care înseamnă studiu de fezabilitate, proiect tehnic, proiect de execuție, design, maparea serviciilor, este în cuantum de 120 de milioane de euro pentru toate cele trei spitale. Costul construcției și a dotării fiecărui spital în parte, ne duce la o medie de 400 de milioane de euro per spital. În aceste condiții, cu o finanțare de 150 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru cele trei spitale și 150 de milioane de euro contribuția a Guvernului României, am decis etapizarea construcției acestor spitale în sensul că din actuala perioadă de programare, să plătim documentația tehnică, tot pachetul de pregătire pentru construcția spitalelor, având în vedere perioada de timp care se întinde undeva până la jumătatea anului 2020, cu pregătirea acestor uh, construcții de spitale, am luat în calcul etapizarea și pentru perioada următoare de programare care începe imediat în anul 2021. Ministrul Fondurilor Europene a mai declarat că guvernul nu exclude construcția spitalelor regionale prin instrumentul parteneriatului public-privat. Comisarul european, Corina Crețu, a criticat în ultima perioadă de mai multe ori ritmul lent în care se mișcă autoritățile în privința realizării documentației tehnice pentru aceste spitale regionale și că există riscul pierderii acestor fonduri. Corina Crețu a respins și criticile unor oficial români referitoare la faptul că banii europene alocați sunt foarte puțini, raportat la cât costă efectiv cele trei spitale și a expl explicat că această sumă de 150 de milioane de euro a fost cerută de România în 2014, dar că țara noastră ar trebui să trimită de urgență o solicitare la Comisia Europeană dacă se dorește o suplimentare a alocării.